fix în mijlocul pieței orașului, se află un ienupăr gigantic. Are un trunchi gros și ramuri lungi, pe care sunt frunzele întotdeauna tăiate să arate ca niște nori. Cineva are grijă de acest copac, în mod evident, dar nu aș putea spune cine. E un copac foarte frumos, ca unul pe care l-ai vedea într-o pictură peisagistică. Se întâmplă de asemenea să fie și cel mai bătrân copac din întreg orașul, sau asta spun oamenii. Noi îl numim copacul sinuciderii. Toți localnicii fac asta. Și cred că vă puteți da seama de ce, fără să vă spun eu. Dar o să fac, nu vă faceți griji. Domnișoara Dun, care deține o mică brutărie ce a fost în familia ei de ani de zile, are sute de povești de spus despre acest ienupăr bătrân. Familia ei s-a mutat în acest oraș în anii 40, când abia ce fusese fondat, și a deschis Dun gogoși și deserturi vis-a-vis de copac. Conform familiei ei și poveștilor auzite de ea, prima sinucidere la care au fost martori a avut loc în anul 1946, atunci când o femeie în vârstă de 84 de ani, numită Constance Green, s-a spânzurat de una din ramurile aflate la o înălțime considerabilă a ienupărului, iar întreg orașul s-a trezit următoarea dimineață cu corpul ei fără suflare, legănându-se pe una din crengile copacului, cu un ștreang legat de gât. Imediat oamenii au început să vorbească, nu din cauza sinuciderii, ci pentru că Constance Green era o femeie bolnavă, care de-abia putea merge singură la baie. Și nu știa nimeni cum a reușit să se spânzure în copac, ca să nu mai vorbim de drumul de acasă până în centrul orașului. Însă viața și-a reluat cursul, apele s-au mai liniștit, oamenii au trecut peste. Până în 1952, când Marcus Jones, în vârstă de 12 ani, s-a spânzurat de aceeași ramură. A fost găsit într-o dimineață rece de toamnă, legănându-se de ramurile ienupărului, mort. Aparent, pentru că Marcus s-a născut mut, faptul că s-a sinucis avea sens pentru oameni, ci că era nemulțumit cu viața lui și după ce l-au plâns timp de câteva zile, le-a trecut și și-a văzut de viață. Dar apoi, în 1958, Eugenia Lange, în vârstă de 30 de ani, s-a spânzurat de aceeași ramură și a fost găsită atârnând de copac într-o dimineață. A fost plânsă mai mult de o săptămână, mai mult de o lună chiar, și i s-a ridicat chiar și o statuie. De ce? Pentru că era bogată. Familia Lange deținea cele două bănci ale orașului, iar atunci când au găsit-o pe Eugenia moartă, cu un ștreang în jurul gâtului și cu pantofii de firmă lipsă din picioarele ei, au deschis o investigație. Din nefericire pentru ei, nu s-a descoperit nimic și în final au lăsat-o moartă. Dar statuia stupidă încă stă în mijlocul parcului, ca un altar blestemat. Asta a continuat. Numărul de oameni morți, găsiți atârnați de ienupăr, a crescut. Până la urmă, în 1976, cineva a început să facă legătura între toate sinuciderile sinistre ale oamenilor care fie nu aveau puterea fizică să se sinucidă și cei care erau prea bogați și prea fericiți să o facă ei înșiși. Iar legenda copacului sinuciderii s-a născut. Cea mai nebunească și cea mai tragică moarte trebuie să fie cea a lui Nicole Forman, o fetiță în vârstă de 2 ani, găsită într-o dimineață de august în 2007, atârnând de ienupăr. Eram destul de mare să fiu martoră la moartea ei, chiar am trăit-o pe pielea mea. Aveam 17 ani atunci și aveam grijă tot timpul de copilul familiei Forman. Nicole era unul dintre copiii mei preferați. După moartea ei, locuitorii orașului au semnat o petiție pentru tăierea copacului, dar fără succes. Copacul a rămas în picioare. Și apoi, în 2013, a fost un supraviețuitor. Gregory Minsk a fost văzut legându-și ștreangul de gât de către Lindsay Morgan, care era polițistă. A fugit la el și l-a pus la pământ înainte să-și înfășoare sfoara de gât, iar când l-a privit, a spus că părea deja mort. Nu era mort încă, dar arăta ca și mort. Asta spune de fiecare dată când povestește întâmplarea, că ochii lui erau sticloși,
nu clipea. Fața lui era palidă, albă ca zăpada și nu părea să respire. Nu a reacționat când a fost trântit la pământ. Stătea acolo, pur și simplu, nemișcat. Lindsay spune că l-a scuturat puțin și că în cele din urmă a reușit să-l scoată din transă. Numai că el a început să plângă ca un copil mic. A plâns ore întregi, cel puțin asta spune toată lumea. Nu putea răspunde la întrebări, plângea doar. Era ca și cum îl văzuse pe diavol, a spus sergentul Williams. Atunci când Gregory a putut vorbi din nou, a susținut că arborele era malefic și că ceva l-a atras la copac. Vocile m-au chemat, mi-a spus anul trecut când beam pe prispa lui. Ce voci? Am întrebat. Nu știu. Ale oamenilor care au murit acolo, poate. Erau atât de îndurerați și voiau să mă ia cu ei. A răspuns. De ce nu l-ai putut ignora? Am întrebat. Gregory nu a răspuns pentru o lungă vreme și m-am gândit că am atins un punct sensibil, așa că am presupus că nu mai voia să vorbească despre asta. Pentru că era frumos, a răspuns în final. Nu am mai vorbit despre asta după aceea. Copacul încă e acolo, înalt, puternic și frumos. Nu a făcut nimeni nimic în legătură cu el și nu sunt sigură că nu fac asta pentru că nu vor, ori pentru că poate nu pot. Încerc să nu-i dau prea multă atenție copacului, ceea ce e dificil de făcut, având în vedere că e cel mai mare lucru din centrul orașului și că trec pe lângă el în fiecare zi în drum spre muncă. Înainte eram încercată de un sentiment neplăcut numai când îmi lăsam mașina în parcarea centrului orașului, dar acum acel sentiment a dispărut și a fost înlocuit de un dulce cor de voci care vin dinspre Ienupăr. Îndurerate, îmi cântă imediat ce mă apropii de piață. Am încercat să le ignor, dar nu pot face asta. Gregory avea dreptate. E cel mai frumos lucru pe care l-am auzit vreodată. Aceasta a fost povestea. Dacă v-a plăcut, vă rog să-mi dați like, spuneți-mi părerea voastră la comentarii și abonați-vă la canalul meu. Pe data viitoare...